Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru această săptămână. Chiar dacă am întârziat puțin, abia am revenit acasă și mă bucur tare mult să vin alături de voi. În primul și în primul rând, vă mulțumesc tuturor celor care încă sunteți aici, parte din comunitate, pentru că aveți răbdare, pentru că veniți cu drag aici și pentru că simțiți că munca mea vă ajută. Dacă ești aici pentru prima dată și vrei să ni te alături și vrei să faci parte din această comunitate frumoasă, unde încerc din răsputeri să insuflu oamenilor propria putere, să îndrum oamenii către dezvoltare personală și către descoperirea sinelui, ești liber să te abonezi sau să apreciezi acest clip. Doar dacă dorești, nu este, desigur, nimic impus. Toată lumea are liber arbitru, discernământ și, sigur că da, rămâne la alegerea noastră cum să-l folosim. Multe mulțumiri și celor care s-au dezabonat în această perioadă. Înseamnă că munca mea aici pe YouTube dă rezultate, pentru că eu îmi țin vibrația sus și uite așa se mai face curățenie în spațiul nostru de lucru și în locul acesta în care ființăm din când în când. Voi posta acest clip pe marele portal despre care v-am vorbit. Sigur că da, internetul duduie de informații. Oameni buni și oameni dragi, suflete minunate, lucrurile în societatea în care trăim au luat o razna și bine vedeți în lumea aceasta ce se întâmplă. Totul este o propagandă, toate informațiile sunt alterate, sunt influențate de cineva anume. Nu aș putea să dau un nume și un prenume pentru că nu este ăsta subiectul discuției noastre. Dar, așa cum vă spun de fiecare dată, fiți foarte atenți la ce mesaje permiteți în conștiința voastră. Lumea în care trăim noi este o sumedenie de frecvențe. Noi trăim într-un câmp electromagnetic. Noi trăim într-un câmp și suntem toți niște frecvențe, așa cum și eu sunt pentru voi o frecvență. Ca la radio, pe vremuri, când schimbați posturile de radio, practic schimbați frecvența cu care voi rezonați atunci. Erați într-o căutare și vă găseați liniștea ascultând o piesă de teatru sau o piesă muzicală. Așa este și cu lumea în care trăim noi. Se întâmplă ceva și se întâmplă ceva, din punctul meu de vedere, catastrofal, pentru că noi ne regăsim acum într-o perioadă de regres, nici de cum într-una de progres. Îndrăznesc să spun că dintre toate civilizațiile care au ființat în planul terestru, noi suntem cei mai defavorizați, dar și cei mai înapoiați din punct de vedere al dezvoltării spirituale și al dezvoltării pe toate planurile. Acum, voi încercați să faceți ce puteți și încercați să vă țineți vibrația sus, pentru că vin vremuri complicate. Nu sunt nici grele, dar nu sunt nici ușoare. Depinde fix de perspectiva fiecăruia dintre noi, cum ne raportăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În jurul nostru poate fi haos, dar dacă vibrația noastră este înaltă, acel haos nu ne va lovi. Ca de fiecare dată, voi încerca să transmit informații utile care să vă ajute în adevăratul sens al cuvântului, să vă dea de gândit, poate să vă strânească un de ce, poate să vă deschidă o oportunitate sau o ușă în subconștient pentru a putea pătrunde către succesul, către destinația, către persoana pe care voi doriți să o aveți în preajmă. Am vorbit despre acest portal. Din punctul meu de vedere, este o colectare de energie. Toate lucrurile care se întâmplă în acest moment în societate sunt, din nou din punctul meu de vedere, direcționate sau coordonate. Coordonate astfel încât noi să cădem în capcane. Sigur că fiecare este liber să aleagă, dar eu vă transmit punctul meu de vedere de vreme ce voi îmi treceți preagul și veniți aici pentru informațiile acestea. Vibrația generală a acestei zile este 6 și dacă ne gândim că suntem într-un an 8, vom avea o vibrație 14. Deci avem o zi de vibrație 8 și o vibrație 14. 6, 8 și 14. Sunt numere care ne vorbesc în primul rând despre noi la nivel uman. 6 este omul, 6 este armonia. 8 este puterea, este planul social, este planul material, dar este și
Karma, să spunem, o puternică cauză care generează un puternic efect. În cartea lui Richard Rudd, despre care v-am mai vorbit, ne vorbește despre splendoare, autenticitate sau mediocritate. Depinde cum ne aliniem noi la aceste vibrații. În timp ce 14 ne vorbește despre generozitate, competență sau compromis. Vă spun aceste lucruri pentru că este foarte important pe această vibrație de 8-8-8-8-8-8 să fiți foarte atenți la energia pe care o generați și unde o alocați și în ce lucruri. Vedeți bine că a fost o zi ca oricare alta, nu s-a întâmplat nimic colosal pentru că nimic nu pică din cer. Oamenii pentru a atinge succesul sau pentru a obține ceea ce își doresc trebuie să muncească, trebuie să depună un efort sau să-și placeze corect intenția urmată de o acțiune în acea direcție. Mai ales că suntem susținuți de configurația astrologică a acestui moment, să fim atenți la planul mental, la ce gânduri avem, să reevaluăm gândurile, să ne punem întrebări, să ne gândim poate de două ori înainte ce vrem să facem. Mercur a intrat în retrogradare în Fecioară, dar este și Venus aici în Fecioară. Și despre mentalitate care este puțin dată peste cap și vedeți protestele de peste tot prin, de prin lume. Vorbim despre bunuri materiale, despre iubire, în timp ce Fecioara transmite sau ne dă indicii despre sănătate, despre rutină, despre starea de bine, atât în planul fizic cât și la locul de muncă. Sunt zile în care oamenii își adună energia de pe unde o au sau își concentrează mai mult atenția către trai, către resurse materiale și sunt zile în care este indicat să nu luăm decizii pripite. Data aceasta de 8 este legată de data de 14, pentru că am vorbit despre cele două chei ale genelor. Pe data de 14 vom avea, astrologic vorbind, o conjuncție între Marte și Jupiter. Marte este sigur că da acțiunea, în timp ce Jupiter ne vorbește despre expansiune și înțelepciune. Așa se face că în această perioadă, mai ales pe o vibrație de 8, poate fi și de 9, este important să nu luăm decizii pripite, ci mai degrabă să nu ne lăsăm influențați de ce se întâmplă la nivel social pentru a putea lua cele mai bune decizii pentru noi, pentru resursele noastre materiale primare, pentru familia noastră, dar și pentru sănătatea noastră, să nu ne punem în pericol. Pentru că această conjuncție dintre Marte și Jupiter poate genera explozii, atitudine impulsivă, decizii pripite, exces de zel, în timp ce unora vă poate aduce acea doză de curaj de care aveți nevoie pentru a lua o hotărâre odată și pentru totdeauna în legătură cu ceva anume. Dar având în vedere că Mercur este în perioada de retrogradare în Fecioară, s-ar putea să fii nevoit să te uiți foarte meticulos sau să iei în calcul toate posibilitățile. Să îndrăznești, să faci niște lucruri, dar să le faci foarte organizat, foarte corect, foarte metodic și așa mai departe. Mercur în Fecioară ține, să-i spunem așa, de igienă mentală, de structură mentală, de disciplină. Unde nu ești disciplinat sau poate ar trebui să nu urmezi fluxul acesta de informații, această propagandă, acest curent informațional care circulă liber pe internet acum. Este o ocazie foarte bună între aceste două date, să spunem, între 8 și 14, să ne elevăm vibrația, să ieșim din această sferă de mediocritate unde poate ne complacem, să spunem, cu viața pe care o avem sau poate ne simțim neputincioși pentru a ieși din orice formă de compromis. Trebuie să fac asta pentru că nu am de ales. În permanență avem alegeri la îndemână și toată viața noastră este un construct, este, cum să vă explic, rezultatul alegerilor noastre proprii. În permanență avem de ales. Putem prin generozitate, putem prin autenticitate, prin a gândi ca noi, prin a fi noi înșine, să atingem această frecvență unde noi ne putem desăvârși, unde noi putem fi împăcați cu propriile noastre decizii. Vom avea astăzi două grupuri. Numărul 1 și numărul 2. Vă alegeți voi de aici și vedem despre ce este vorba. Încep cu grupul cu numărul 1. Ambele au elemente din astrologie, tocmai de aceea le-am ales așa.
Să vedem. Înainte de a lua o decizie sau înainte de a face ceva, respiră, pentru că respirația te conectează pe tine la câmpul de energie, la câmpul unificat de energie și poți, într-o proporție foarte mare, să ai parte de împlinirea emoțională pe care o cauți. Pot fi lucruri care au legătură cu casa, familia, trecutul, cu rădăcina ta, cu ceea ce te definește pe tine, cu identificarea unor lucruri uitate din copilăria ta, din familia ta, care îți aduc liniște, care au acum o valoare adăugată în viața ta. Și aici avem Taurul, să-ți știi valoarea și, așa cum am spus, Venus va face o conjuncție cu Mercur în perioada de retrogradare în Fecioară. Mercur, care de altfel va colecta așa informații de prin rafturile pe care s-a așezat praful. S-ar putea să ne vină amintiri din trecut sau să înțelegem acum niște lucruri pe care să le corelăm cu informații, cu experiențe, cu tot ceea ce știam noi din trecut și să ne calibrăm, să ne actualizăm atât la nivel de informații, dar și la nivel sufletesc. Respiră și uite, asta este valoarea ta, cunoașteți valoarea sau, așa cum am spus, nu face un compromis, nu te crede mai mic decât ești, încearcă să înțelegi că ești puternic și eu, dacă aș fi în această postură în care să mi se spună constant că sunt puternică, aș începe să caut, să înțeleg ce înseamnă faptul că sunt puternic. Să vedem. Avem un 2 de spade, regele de spade, 9 de monede, 4 de băte. O săptămână numai bună în care Venus va susține atât partea materială cât și partea financiară, indiferent de momentele de cumpănă sau răscrucile de drumuri prin care voi vă regăsiți acum sau prin care vă poartă pașii. La nivel general, așa, 2 de spade anunță o frică, o teamă sau o incertitudine. Nu știu, într-o lume atât de ambiguă, către ce mă îndrept. Iar energia îți spune, fi rațional, folosește-ți mintea și discernământul și încearcă să cercetezi orice înainte de a-ți forma o părere, pentru că așa vei ajunge să stăpânești planul fizic și să-ți fie bine în această viață și să ai parteneriate, să ai o casă, să ai o familie, să fii bine. Dacă ne uităm la energie prin perspectiva relațiilor și ești o persoană singură, aici, într-o oarecare măsură, să știi că s-ar putea ori să țintești tu prea sus, ori să nu ai încredere în tine. Iar energia îți spune în acest moment să ai mai mare încredere în tine, pentru că tu nu îți cunoști cu adevărat valoarea și s-ar putea să te poziționezi cumva greșit atunci când te gândești la o relație, să spui tot felul de lucruri, tot felul de afirmații care te dezavantajează și tocmai de aceea să fii singur. Dar uite că de la această etapă de singurătate poți ajunge într-o relație stabilă, poți ajunge să ai casa ta, familia ta, relația ta. Poți cunoaște pe cineva la un eveniment mare, într-o zi de sărbătoare, undeva unde tu ieși și sărbătorești ceva. Nu contează ce, este un eveniment pe care tu îl poți sărbători sau este pur și simplu pentru tine o comemorare, o sărbătoare, o petrecere. Pentru cei care sunteți în relații deja formate aici, vreți să aveți o discuție despre bani sau vă interesează să achiziționați o casă, sunt chestiuni care țin de programul vostru zilnic, sunt chestiuni care țin de casă, sunt chestiuni care țin de ordine, regulă, disciplină, de lege, de medic. Fie vreți să investiți într-un tratament, fie vreți să investiți într-o casă, fie vă faceți planuri la nivel financiar, care să vă asigure un trai, care să vă asigure un plan de rezervă al traiului, al vieții voastre de familie. Poate fi aici o discuție care este în contradictoriu, dar pe care o rezolvați. Poate fi aici vorba despre faptul că unul dintre voi cumva bate în retragere, este într-o perioadă mai puțin bună și celălalt zice, lasă că eu singur rezolv. Sau poate fi aici o mică suferință, o mică durere, o mică inconveniență la nivel de suflet,
pentru că doar voi singuri faceți niște lucruri pentru casă, pentru familie. Trebuie să știi valoarea și cumva dacă tu faci singur pentru doi niște lucruri, este pentru că ești un om căruia îi place să ajute, să servească oamenii, people pleaser, adică faci orice, pentru că așa ai fost învățat să faci, doar pentru a avea ceva. Taurul vorbește și despre greutatea corporală. Atunci când acumulăm kilograme în plus, este pentru că în subconștientul nostru ne temem să nu rămânem fără sau simțim slăbiciune și sigur că un corp cu puține kilograme se simte slab, în timp ce un corp cu mai multe kilograme se simte mai puternic. Să știți că sunt cazuri reale și sunt oameni care reușesc să țină diete în funcție de tranzite. Apoi, dacă ești în perioada de separare, aici omul de care tu te-ai despărțit acum este un pic tăios și s-ar putea să îi convină mai mult în această perioadă să fie singur, tu să nu înțelegi ce s-a întâmplat, însă există un potențial de revenire sau aici discuția încă nu s-a încheiat. Este o perioadă de pauză în care lucrurile, cel puțin pentru moment, rămân neschimbate. Doi de spade, ce ne explică aici? Luna este o frică, așa cum am identificat-o de prima dată, o situație care se poate schimba, uite că vorbim despre portaluri, uite că vorbim despre faptul că s-ar putea să fie doar în imaginația noastră, așadar, în perioada ce urmează, sau cel puțin de mâine începând, aveți grijă la gândurile voastre, pentru că ceea ce se vede nu este tot una cu ceea ce este. Și mai avem aici din nou un 4 de bâte, foarte interesant. Este vorba despre relații, parteneriate, case, loc de muncă. Dacă ne uităm la locul de muncă sau la partea profesională, pare a fi un interviu, pare a fi o reușită, pare a fi o discuție, o negociere legată de niște bani sau un succes pe plan financiar în zona planului medical sau în zona aceasta de sănătate, este aici ceva ce vă deranjează și are legătură cu gândurile voastre, cu oboseală psihică sau cu partea neurologică. Poate fi ceva legat de nervul vag, poate fi ceva legat de sistemul imunitar, poate fi ceva legat de sistemul digestiv. Și aici avem un 5 de spade care vorbește sigur că da despre compromis. Foarte mulți dintre voi s-ar putea să fiți puși în fața unor situații unde să fie așa ca un fel de probă, de încercare. Ești autentic sau faci un compromis? Mai stai sau pleci? Mai faci asta sau încerci ceva nou? Luați în calcul aceste lucruri și veți vedea când situațiile din viața voastră se prezintă, cum se corelează cu informațiile de aici. Și noroc. Norocul vine tot prin acest număr 8, pe care dacă îl cuceriți, să spunem așa, vă poate aduce foarte mult succes. 8 înseamnă putere, dar înseamnă și karma și energie masculină. Unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoi să faceți voi lucrurile singuri, iar alții dintre voi s-ar putea să aveți o provocare cu energia masculină, să fiți prinși, să nu vă puteți mișca, să nu aveți motivație, chef de viață, chef de muncă, să nu știți către ce vă îndreptați, ce se întâmplă. Energia vă spune, găsește în tine forța, determinarea și voința, mai ales prin faptul că ziua de mâine o activează pe cea din 14, când avem voința și expansiunea în conjuncție Marte și Jupiter, și poți să treci peste lucrurile acestea care se petrec în gândul tău. Știți că de multe ori au început conflicte mari, ca să nu spun cuvântul aici, din pricina presupunerilor. Acestea sunt niște presupuneri. Încercați să ajungeți de la presupunere la certitudine, de la compromis la autenticitate, de la mediocritate la splendoare și când spun mediocritate, de la nu pot eu să fac nimic sau cu ce pot eu să schimb aceste lucruri. Sigur că de la unul se schimbă lucrurile. Unul inițiază, doi multiplică. Deci prin decizia voastră, prin intenția voastră și prin acțiunea voastră, lucrurile se pot schimba și se pot schimba în bine. Puteți avea aici ajutor din partea unei energii masculine care vă întâmpină cu șansa. O șansă. Este o șansă de soluționare a unui conflict, a unei frici. Să scapi de o frică.
Uite, o bucurie, o petrecere, exact cum am spus, unde poți cunoaște pe cineva, unde poți merge, unde s-ar putea să-ți displacă ceva sau dacă în această perioadă simți că lucrurile nu funcționează foarte bine, încearcă să te relaxezi cumva. Nu contează cât de ocupat ești, încearcă să-ți găsești o bucurie azi, puțin, mâine puțin, îți schimbi vibrația și starea. Avem citrinul care vorbește despre bani, abundență și prosperitate și este pentru voi aici. Și o trezire, cumva te trezești la viață, are legătură și cu numărul 7 și are legătură și cu faptul că poți fi puternic, poți să reușești ceva ce ți-ai promis, ce ți-ai propus și ce gândești tu că ar trebui să faci. Uite, avem cuvântul overthinking, care înseamnă te gândești prea mult, analizezi prea mult și tocmai de aceea ești în 5 de spade. Nu te mai gândi nici dacă ești vorbit pe la spate, nu te mai gândi la niciun fel de lucru, pentru că așa îți poți schimba starea. Aici este o veste care este venită pe calea aerului, care este venită prin internet, prin mesaje, prin mail-uri, conversații telefonice care îți schimbă starea sau care te pune pe gânduri, dar care are o soluție favorabilă. Poate fi o lipsă de comunicare cu cineva sau o lipsă a unor informații care te stresează acum, dar odată ce lucrurile se lămuresc, vei sărbători. Se închide un capitol în viața ta și este unul bun. Uite, ancul. Sau mai poate însemna că în sfârșit pui punct unei etape, unui capitol, unui contract, în sfârșit finalizezi ceva. Un far. Tu poți avea parte aici de vindecare și de soluții optime sau este vorba despre, să aveți grijă la oase, articulații, brațe, picioare, de genul fracturi, entorse, să aveți grijă la treburi de genul acesta. O amintire din trecut sau ceva ce te ajută pe tine din trecut și aici este o vulnerabilitate. Ar trebui să vă adunați toată experiența de viață și să mergeți înainte ca și când voi ați fi câștigători și este aici cineva din trecut cu care vă puteți revedea sau care vă ajută într-o anume problemă. Și aici avem un loz în plic, lozul câștigător, niște câștiguri, niște bani veniți de nicăieri sau niște datorii vechi, niște bani pe care îi așteptați, pe care îi meritați, o șansă, o negociere, o mărire, venituri în plus. Este chestiune de câteva zile acolo unde voi aveți gândurile acum. Și cam atât. Eu vă mulțumesc tare mult. Să fiți bine sănătoși, merg către următorul grup. Bun găsit celor care ați ales acest set oracol, să vedem ce va aduce perioada următoare și de ce puteți voi beneficia acum, cum puteți să vă protejați energia, cum puteți să transmutați toată această mișcare socială care este răspândită acum și această influență către mediocritate la nivel uman, pentru că asta trăim acum, zile de neputință. Să vedem cum vă poate ajuta atât Venus cât și întreaga perioadă. Numărul 26 și în Keeper 26 are norocul, spre exemplu, marea șansă. Avem aici simbolul Capricornului și o continuare. Vei putea să continui să faci ceea ce îți dorești, există continuare, există continuitate în viața ta, există o șansă, chiar dacă acum ești într-o poziție care te dezavantajează, să mai poți avea parte de ceva luând în calcul lucrurile pe care ți le dorești. Există aici continuitate la nivel de afacere, dacă te îngrijorezi din această perspectivă, există o șansă, ceva neașteptat care se poate întâmpla pentru ca tu să poți dobândi niște bunuri, pentru ca tu să poți achiziționa ceva ce îți dorești. Mărul este câmpul electromagnetic al corpului, acea gogoașă, acel tor, deci există viață după acest moment pe care tu îl traversezi acum, care sigur că te poate avantaja.
Și avem aici să ne rafinăm simțurile, sigur că da, avem semnul scorpionului, să transmutăm. Da. Vibrația generală, să spunem, nu vibrația zilei, va fi 6. Și pentru tine poate fi benefică în sensul că îți poți apăra câmpul electromagnetic, poți depăși niște structuri vechi, poți elimina din viața ta niște structuri vechi, poți transmuta ceva. Există aici o datorie pe care o poți recupera, o datorie pe care o poți plăti. Dacă cineva îți datorează bani, îi poți recupera. Dacă tu datorezi bani, îi poți plăti. Vorbim despre o stare de sănătate bună, vorbim despre o recuperare, despre o regenerare, vorbim despre o transformare și despre o schimbare din A în B. Dacă vei folosi energia la adevăratul ei potențial și într-o vibrație înaltă. Să vedem. Pentru zilele ce vor urma. Avem asul de cupe, 8 de cupe, 10 de monede, 4 de spade. Pentru tine energia în acest moment spune faptul că fix în această perioadă, dacă tu iei cele mai bune decizii pentru tine, gândești coerent și lucid, te îndrepți către lucrurile pe care ți le dorești și îți poți găsi liniștea și pacea. Te poți recupera mai ușor dintr-o anume condiție medicală pe care o ai. Îți poți recâștiga, redobândi niște bunuri materiale, poziția socială, statutul social pe care îl cauți, locul de muncă la care dorești să ajungi. Este un pas înainte, un pas mai aproape de marea ta dorință sau de dorința care îți domină acum gândurile și inima. Dacă vorbim despre energia acestor momente din perspectiva relațiilor și ești singur, această perioadă este pe cale de a se termina, dar sigur că tu vei fi cel care vei activa potențialitatea unei relații de cuplu. Aici este pentru tine un potențial care dezvăluie oportunitatea de a avea o familie, de a fi împlinit, de a te căsători sau de a fi la casa ta împreună cu cineva și aceste lucruri să se întâmple până la adânci bătrâneți, fără să mai ai griji de acum înainte. Este un potențial pe care tu îl activezi prin a lăsa în urmă confuzia, durerea, trecutul. Oamenii nu știu să se elibereze de ce a fost. Pur și simplu trebuie să ne eliberăm de ce a fost pentru că noi luăm deciziile în funcție de trecut. Noi ne gândim la viitor în funcție de trecut, nu de acest moment prezent în care suntem puternici și prin care ne putem activa acest potențial înalt. Dacă ești într-o relație de cuplu sau ai deja familie, aici este vorba despre poate un dubiu pe care l-ai în legătură cu partenerul sau partenera ta, dacă te mai iubește sau nu, poate partenerul sau partenera ta este plecată mereu pe drumuri pentru a-ți putea oferi ție ceea ce îți dorești sau poate tu ești departe de partenerul și partenera ta emoțional în această perioadă pentru că îți dorești să atingi o anume stare materială, siguranță materială. Poate fi vorba aici pentru voi doi despre o revenire la nivel financiar, în planul financiar, despre o achiziție, despre o casă sau despre liniște pe care sigur că o puteți avea. Poate fi vorba despre un nou de cupe, despre împlinirea dorințelor, despre o invitație la un eveniment unde puteți merge și unde veți vedea că există ceva care vă aduce liniște. Vă liniștiți după. Apoi, pentru cei care se îndoiesc de sentimentele partenerilor voștri, sigur că există în continuare sentimente, partenerii au sentimente pentru voi, doar că trebuie să vă reconectați, să vă rafinați puțin relația, să treceți la următorul nivel, să dați și voi, să dea și persoana respectivă cu care formați un cuplu. Nu văd mari provocări aici în perioada ce urmează între voi și partenerii voștri, poate doar faptul că sunteți obosiți sau v-ați deconectat puțin, ați făcut fiecare separat niște lucruri și ar trebui să vă împreunați, să vă regăsiți pe același drum și aceeași direcție, aceeași destinație.
Dacă v-ați despărți recent de cineva și v-a fost greu, să știți că vă îndreptați către un potențial mai bun. Sau este aici o persoană care a ales familia, a ales pe altcineva cu care să intre într-o relație stabilă, în detrimentul relației pe care a avut-o cu voi. În acest moment lucrurile par să fie neschimbate, deși există sentimente aici, deși există iubire. Persoana respectivă se poate întoarce în viața voastră, dacă și numai dacă, pentru că avem aici continuitate. Voi vă ridicați vibrația împreună, dacă vă regăsiți același drum, același sens comun în viață. Drumurile pare că vi s-au separat puțin, pentru că fiecare dintre voi a avut un alt tip de interes. Dar drumurile se pot împreuna prin elevare, prin creștere, prin dezvoltare personală. În zona planului material vă îndreptați către un scop, către un țel atins, vă îndreptați către o reușită și apoi veți respira ușurat. Voi s-ar putea să părăsiți un loc de muncă unde vă face plăcere să fiți, dar nu este la fel de bine plătit precum ați vrea și să ajungeți într-un alt loc de muncă unde sau la un alt loc de muncă unde poate nu vă face foarte mare plăcere, dar este mai bine plătit. Și este în acest moment acea discuție, Venus în Fecioară, cu Mercur în perioada de retrogradare, tot în Fecioară, care vă ajută să analizați foarte bine lucrurile de care aveți nevoie la nivel de rutină. Mai apoi, când Mercur ajunge din nou în Leu, s-ar putea să fie un zvâc. Plus acea conjuncție dintre Marte și Jupiter vă spune să nu acționați grăbit emoțional, să nu acționați la cald în urma unor emoții, unor reacții care s-au stârnit în voi. În zona planului medical există aici o vindecare sau există în sfârșit o reușită, o ușurare. Sprijin din partea familiei sau pur și simplu aici la nivel emoțional, voi vă îndepărtați de ceva ce ține de familia voastră care poate v-a stresat pentru că vreți liniște și puteți obține aceste lucruri chiar dacă sunteți o familie în continuare. Trebuie cumva să țineți oamenii la distanță, să trasați niște limite mai clare. Simt aici că peste voi cineva dă busna. S-a ascuns aici un 3 de bâte. Așteptați ceva ce este pe punctul de a se îndeplini. Asul de cupe aduce un rege de spade. Foarte multă claritate în perioada ce urmează. Este energia vărsătorului care îl are acum pe Pluton în perioada de retrogradare. Se schimbă ceva în voi. Voi simțiți că urmează o schimbare și în zona relațiilor, dar și la nivel de plan financiar. Există o posibilitate. Încercați să căutați mai adânc și mai coerent, mai lucid ceva pentru că puteți reuși. Avem un 8 de bâte. 8 și 8, uite, în perioada acestei zile, începând cu această zi, voi vă puteți găsi liniștea, însă este foarte important să inițiați, să faceți un pas, să faceți un pas, vedeți? Este activarea pe care o aduceți voi în prim plan. Aici avem roata destinului, 9 de bâte, regina de monede și 9 de cupe pe care l-am văzut deja. Este ca și când căutați o anume stabilitate, stabilitate pe care o puteți găsi, dar, cum am precizat deja, nu luați, vă rog tare mult, deciziile acum în funcție de trecutul vostru, ci concentrați-vă pe ceea ce aveți acum, pe faptul că sunteți în acest moment, concentrați-vă pe lucrurile frumoase pe care vi le doriți, nu pe rănile, nu pe ceea ce nu a funcționat. Nu luați aceste decizii pentru că Marte în conjuncție cu Jupiter vă pot împinge să luați deciziile pripit și să încheiați lucrurile, să spuneți niște lucruri așa deodată, să fiți foarte impulsivi. Încercați să vă stăpâniți puțin emoțiile pentru că veți avea mari șanse și mari reușite în perioada ce urmează. O vindecare, exact cum am spus, ajutor din partea familiei sau ajutor să țineți familia la distanță, să vă eliberați de o povară care vizează în mod direct familia voastră. Frumoasă și bună energia, să știți, dar trebuie să și lucrăm pentru că nu ne pică din cer. Trebuie să gândim capul nostru foarte conștient. Vă eliberați dintr-o stare de presiune, aveți o revelație, aveți o epifanie, primiți o veste sau puneți cap la cap niște informații care vă oferă acum răspunsul mult dorit
și poate avea legătură cu ocupația, cu locul de muncă, cu ceea ce trebuie voi să faceți în perioada imediat următoare. Poate fi ceva legat de locul de muncă, de unde vreți să plecați, de locul vostru în familie, de un fel de ierarhie, de un fel de ordine pe care cineva vi le dă, de un fel de plan pe care voi trebuie să îl urmați și nu vă mai convine. Vă eliberați de aceste lucruri. Acest potențial este aici pentru voi. Și avem floarea, numărul 17, clar viziunea, clar vederea, capacitatea de a vedea cu minte limpede pașii ce urmează sau steaua și să fii sincer cu tine însuți sau însăți. Exact cum am spus, cuvântul splendoare, simt că nu pot face lucruri. Poți trece acum de la perioada aceea în care te simți neputincios într-o perioadă mai favorabilă în care să ai tot soiul de alegeri de făcut. Din nou aveți numărul 8 aici, tu singur vei găsi soluții, tu. Este vorba despre tine în zilele ce urmează și să te gândești foarte meticulos și foarte structurat la ceea ce îți dorești, pentru că în etape ajungi exact în punctul în care îți dorești. Trebuie doar să dai deoparte o structură veche, o greutate, un tipar mental, ceva ce spui în mod recurent sau un gând pe care îl ții acolo prezent în mintea ta încă de când te trezești și până ce închei ziua. Trebuie să eliberezi ceva. 9 este o cifră care termină un ciclu. Iau o hotărâre pentru că vine pentru tine norocul, voia bună și ți se îndeplinește cea mai mare dorință ta. Talismanele. Uite, fluturi în stomac, voie bună, o reușită. Să te bucuri de lucrurile mici și mărunte, sigur că de asta se ocupă Venus în Fecioară, sau să fii atent la tot ceea ce te înconjoară, de la alimentație până la rutină, până la nivel de stres, până la mișcare, exerciții fizice și stilul de viață pe care îl ai pentru a-ți îmbunătăți sănătatea. Sau urmează o perioadă în care poate nu se întâmplă toate lucrurile deodată, deși tu ai dori acest lucru, dar din aproape în aproape, uite că vei câștiga. Ai un as în mânecă. Este aici o potențială revenire, este o împlinire, este o reușită care îți aduce bucurie în suflet, este o emoție puternică pe care o simți, acea bucurie cu fluturi în stomac, exact cum am spus. Poți vorbi cu cineva care înainte fie a fost distras, fie acum îți este clar ceva, fie identifici o cauză, ceva simptome care te făceau să te simți rău, vei găsi niște soluții foarte importante. Ce este al tău este pus deoparte și poate avea legătură cu ceva ce a început acum 4 ani. Este o soluție aici pentru tine sau un om anume vrea să vorbească cu tine. Vindecarea și o bucurie, poate fi nașterea unui copil, poate fi un eveniment la care mergi, poate fi o sărbătoare la care participi sau în pragul unei sărbători. Într-un anume moment, când fie ești distras și nu te aștepți, fie când mai puțin te aștepți, ca să înțelegi ce vreau să spun, fie totul este atât de bine orchestrat în univers încât nu-ți va veni să crezi. Și aici ai diavolul. Diavolul vorbește despre un șef, despre o șefă, despre nume, renume, despre autorități. Poți rezolva ceva cu niște autorități, poți avea acum parte de progres într-un anume demers pe care îl faci acum. Poate fi vorba despre o eliberare dintr-o structură veche, dintr-o situație grea, complicată pe care ai avut-o, poate fi ceva legat de un bunic, de un tată, de o figură paternă sau pur și simplu de un conflict pe care l-ai avut cu un superior, care se aplanează sau pe care hotărăști tu acum sau ai putea să hotărăști tu acum să îl înlături din viața ta pentru că vei atrage în locul acestui conflict ceva foarte bun sau cel mai deștept cedează. Exact asta este ziua pentru tine. O stare de sănătate mai bună, atenție la picioare, atenție pe unde spuneți picioarele, atenție la genunchi, la articulații, atenție la lucruri care țin de dantură în cazul în care aveți așa ceva, atenție la piept, de asemenea atenție la stomac. Uite, aici avem stomacul, racul, care ne vorbește despre piept. Atenție la
toxine, să știți, la toxine, pur și simplu să fiți atenți la alimente, pentru că aici ar putea exista o provocare. Toxinfecții și fel și fel de chestii legate de enterocolite, enterovirus, mai ales dacă aveți copii. Să încercați să preveniți aceste lucruri. Sunt bune probioticele. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pa, pa!